Denisa Mocioi este o tânără de 17 ani din Târgu Cărbunești, care de 5 ani practică lupte libere. Denisa a descoperit pasiunea pentru acest sport de la prietena sa, cu care a mers împreună la antrenamente. Fata a început să îndrăgească această activitate, pe care mulți o consideră atipică pentru o fată, iar astăzi participă la diverse competiții și obține rezultate foarte bune. Bună ziua, mă numesc Mocioi Elena Denisa, am aproape 17 ani și aparțin liceului teoretic Tudor Arghezi din Târgu Cărbunești și practic lupte libere. De cât timp practici lupte, Denisa? De 5 ani. Cum ai descoperit această pasiune? O prietenă s-a apucat înaintea mea când un profesor a început să facă o grupă în acest oraș și datorită ei, din amuzament și din glumă, am început să vin cu ea. Este totuși un sport aparte pentru o fată. Cum faci față? Ți se pare dificil? Nu, a început să-mi placă și dacă nu fac, mă gândesc numai la emoțiile trăite și la sentimentele pe care le-am pe saltea. De câte ori faci antrenamente pe săptămână? 4-5 ori. Sau înainte de competiții, chiar de 2 ori pe zi. La ce competiții ai participat? Campionate naționale și școlare. Ce premii ai obținut? Cu ce te lauzi? Vicecampioană națională. Cel ce a descoperit-o pe Denisa este profesorul Gheorghe Munteanu, antrenor al grupului școlar sportiv Târgu Jiu. Acesta a văzut adevăratul potențial al fetei și a fost convins că va putea evolua în această direcție. Bună ziua, mă numesc Munteanu Gheorghe, sunt profesor antrenor la clubul școlar sportiv Târgu Jiu. Grupele de sportivi le-am la Târgu Cărbunești. Faptul că am predat în urmă câțiva ani, am ținut să aduc și acest sport în orașul Târgu Cărbunești, prin motivul că mulți dintre copii nu puteau să-și permite a se deplasa la Târgu Jiu a face un sport. Dumneavoastră sunteți profesorul Denisei? Da, sunt profesor antrenor, eu am descoperit-o, este unul dintre sportivii cu care ne putem lăuda, nu numai eu, cât și clubul școlar sportiv Târgu Jiu. Antrenorul declară că dintre toți elevii săi, Denisa a obținut până în momentul de față cele mai bune rezultate și are încredere că poate chiar mai mult de atât. Fata se mândrește astăzi cu titlul de vicecampioană națională la lupte libere. Am o grupă de avansați, unde sunt minim 10 sportivi, și două grupe de începători. Sunt mai mulți, dar nu rezultatele lui Denisa. Au medalii de bronz, mențiuni. Când este următoarea competiție la care va participa Denisa? Următoarea competiție va fi la Buziaș, data de 19-23 aprilie, Cupa României și selecție pentru Balcaniadă și Europene. Cei care vor câștiga locul întâi vor participa atât la Balcaniadă din Grecia și Europene din Ungaria. Cu rezultatele Denisei se mândrește și liceul teoretic Tudor Arghezi din Târgu Cărbunești, unitatea de învățământ unde fata studiază. Denisa este elevă în clasa a 10-a la profilul Științele Naturii. Directorul școlii, Aura Novac, susține că fata obține rezultate la fel de bune și la învățătură și beneficiază de tot sprijinul școlii în sportul pe care îl practică. Ne mândrim cu rezultatele elevei, Denisa Mocioi, elevă într-adevăr la liceul nostru, Tudor Arghezi, în clasa a 10-a. Am aflat și-o de curând că a luat locul al doilea acum la Naționala Școlară, dacă nu mă înșel. Anul trecut a avut de asemenea rezultate. În acest fel ea primește și o bursă de merit, așa cum este conform legii. Și este de apreciat că muncește în acest sens și totodată este și o elevă, să știți, bună, care învață. Nu am plăcerea de a preda la clasa ei, dar colegii îmi spun că este o elevă silitoare și este de apreciat că poate să facă aceste două lucruri bine și foarte bine. De asemenea, Denisa găsește susținere și din partea școlii. Am înțeles că de fiecare dată când are competiții, nu se pune problema ca dirigintele acesteia să o învoiască. Da, este prin legislație ca la astfel de competiții sportive elevii să fie învoit să li se motiveze de fapt absențele conform documentului pe care îl obțin de la competiția respectivă.